Ai zis mai devreme că consider că autocritica e cea mai bună. Vreau să întreb ce consideri tu că i-a lipsit atacantului Marius Bilașco să fie un atacant cu un procentaj și mai mare de goluri decât ai avut. O să fiu foarte sincer cu tine și n-aș vrea să supăr pe nimeni. Ia, să vedem. Așa. Pentru că nu asta îmi doresc, dar cariera mea s-a schimbat în momentul când am întâlnit pe Dan Petrescu. Așa. Regretul meu este că nu l-am întâlnit mai devreme. Asta e. Aha. Ok. Până atunci, ce s-a întâmplat în cariera ta? Păi eram un jucător, zic eu, de Liga 1, da, la FC Argeș, un club cu o istorie frumoasă, să zic așa, în fotbalul românesc, cu mari fotbaliști, poate unul dintre cei mai mari. Și aici mă refer la Nicolae Dobrin. Dar nu avusesem nicio performanță. Eram o echipă care eram pe la mijlocul clasamentului și în unii ani ne băteam la retrogradare. Reușitele sau performanța mea nu era una deosebită. Cine era mai solicitant, Halagian sau Petrescu? Petrescu e mai solicitant decât Halagian, da? Ai, mă, bineînțeles. Da, Halagian la Halagian, Halagian știa și minutul și scorul și marcatorii. N-avea niciun rost să se streseze. A, da? La Petrescu... Mi-a adus aminte de ceva. La Petrescu mai greu. Uite, eu am uitat să te întreb de asta cu meciurile trucate. O să te întreb acum că mi-a adus aminte Adi Florea. Mulțumesc mult de tot, Adi Florea, că nu am vorbit. Da, așa. N-a jucat în niciun meci. N-a jucat. Cum a făcut Mara? Știi povestea cu Mara, apropo, cu meciurile trucate? Nu. În emisiune îl întreb, ai jucat? Nu, zice, am aflat și n-am intrat pe teren și am căutat fișa meciului. A jucat, bineînțeles. A jucat și a ieșit. A zis că avea o problemă la unghie, a declarat după meci, zice, mi s-a negrit unghia, era mă durea unghia. Așa, bun, zim, Halagian, scuze. Le rog pe rând. Halagian avea un ciclu săptămânal pe care îl știai bine. Știai exact ce faci în fiecare zi, nu se schimba nimic. Era o rutină. Da, era o... Cristine, erau vremurile în care știau și... Știau, nu? Nu trebuia... Ei, îi spunea de luni. Asta e tura noastră, nu e tura noastră. A. Cu cât e tura... A, ce să schimbi programul de pregătire? Păi, jucai-te... Mai era și chestia aia. Cine te fluieră? Cine te fluieră? Da. Ei, da, nu, că la Halagian nu cred că era luat pe surprindere. De cine fluieră? De cine fluieră, da? Ei. Păi... Asta... Și mai era o chestie care mi-a rămas așa cu Halagian, era cântarul în fiecare zi. Mi se părea... Cântar? Incredibil. Da? Da, ne cântărea în fiecare zi. Cântărea, îi cântărea, cântărea pe ei. Da, îi cântărea, da. Am crezut că îi cânta. Nu, cântărea. Păi da. Și plăteați? Cânta, adică cânta. Erau amenzi mari pentru greutate sau doar așa de... Nici nu mai știu, că nu uite, așa cum ești un pic nebărbierit, n-ai fi fost bun la antrenament. Da, da. Asta da, v-au povestit-o da, mulți. Veneau cu o bucățică de vată și se dea pe față. Și serios, dacă și s-a găsat vata într-un fir de barbă... Nu cred așa ceva. Ei, hai, mă, dar e veche. Cum, mă, cu vata pe față? Cu vata, pentru că vata da, prinde firul de păr. Da, corect. Indiferent da, cât de mic, da, dacă te-ai bărbărit aseară, unii până dimineața deja le-a crescut. Vai de capul meu. Mă gândesc că n-a ajuns totuși la asta cu voi. Nu, asta cu barba era. Am dreptate. N-aveai voie să ai barba ziua jocului. Da. Wow, în ziua jocului, deci fără... Și cu freza era o problemă, dacă avea, era... N-a prins el vremurile astea, că... Acum, cu jucătorii, nu mai juca nimeni acolo. Să fie pe cine din... Ia să pe oricine, pe man, pe ăsta, crezi că mai jucau la el vreodată? Ei, și te întrebăm și de asta, dacă... Dar altfel, mare antrenor, să știi. Mare, da. Pentru vremurile alea? Da.